Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru ianuarie 2023. La mulți ani tuturor! Continui seria etalărilor. O să mă concentrez în următoarea perioadă pe etalări la alegere, mai puțin pe zodii. Probabil, totuși, pentru 2023 voi face o sesiune de etalări pe zodii. Rămâne de văzut, totuși, cât mă convinge ideea aceasta. Oricum, etalări vor mai fi, însă nu doar atât și nu doar pe zodii. Haideți să vedem. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3, cuarț. Vedeți? Cuarț. Cred că e un soi de jad roșu, acesta. Și un pic de gri argintiu, aș spune. Și acesta, un agat verde, e un verde. Vedeți? Se vede? Am încercat să le asortez cât de cât. E verde. Cam aceasta ar fi, vă puneți pauză, vă alegeți. Eu îmi continuă etalarea. Cei care ați ales numărul 1, înainte de a scoate cărțile, vreau să vă spun că a venit o carte totuși, 6 de cupe. Pentru unii poate să fie dorința de împăcare a cuiva din trecutul vostru, că tot e Mercur retrograd în această perioadă, sau întâlnirea cu cineva din copilărie. Sau din tinerețe. Un personaj cu care ați avut ceva conexiuni emoționale. Posibil. Atunci erați puși sau ei erau puși să aleagă între voi, între această prietenie și o poziție care ținea de financiar, de profesional, o poziție puternică sau dorința de a crește profesional și nu avea timp, personajul respectiv apare balanță, nu avea timp, apare și berbec, apare și capricorn. Și semn de apă și un pic de fecioară. Dar personajul acela probabil că nu avea timp de relație, nu avea timp de voi, în fine, pentru unii dintre voi și atunci își dorește în această perioadă un anume tip de împăcare. Reîntoarcere la voi, rămâne de văzut. Pentru unii cât rezonează acest mesaj, pentru că nu va fi pentru toată lumea. Haideți să vedem totuși situația generală. Numărul 1. Dacă nu e întoarcere cuiva, este întâlnirea cu cineva care vă pune să alegeți. E interesant, 16. 16 în tarot reprezintă turnul. Este în 61-7 vibrația anului pe care tocmai l-am început, despre care o să vorbesc. Dar în acest decât, 16 este simbolizat de stea. Stea înseamnă vindecare. Deci împăcare, vindecare, e o chestiune, probabil speranța cuiva, a voastră, a cuiva, de a rezolva o problemă cu cineva. Interesant. Cu cineva cu care ați simțit un anume tip de conexiune emoțională la un moment dat, undeva, cândva. La capătul setului de cărți, 14 și 20 și 33. Cineva, aș vrea să cred că sunteți voi aici. Numerele mele preferate, renașteți în echilibru, în dragoste față de voi și față de mediul înconjurător, de oameni. Asta include și iertarea față de acest personaj sau acel personaj despre care am vorbit, pentru că au fost niște secrete, au fost un anume tip de viclenie. Paici pentru tarot înseamnă temperanța. Dar și ea vine cu provocări. De ce apare temperanța? Pentru că sunt conflicte. Am văzut balanța, 14 iar mi-a atras atenția faptului că unul dintre voi tot a încercat să se echilibreze, să-și facă timp, să rezolve situația oarecum conflictuală și celălalt a încercat să, cu această vulpiță roșcovană, să ascundă ceva. Dar mai vedem. Spiritul vostru pe care a trebuit să-l aveți sau care vă inspiră în această perioadă într-un anume tip, într-un anume fel, în ianuarie, numărul 1. Wow!
ce au sărit cărțile. Da, a fost o situație. Probabil a fost o atracție fizică foarte mare. Jaguar a venit invers. La care ați renunțat pentru că... Da, release. Renunțare. A venit și cartea invers. Am senzația că voi ați renunțat, cealaltă persoană n-a renunțat. A rămas fixată. A rămas fixată pe voi. Dar hai să mai vedem o carte totuși. Că au venit multe cărți pe jos. Probabil că vă urmărește sau se gândește la voi. Iată, curierea. Numărul 1. Sunteți în poziția în care puteți să alegeți. Vă împăcați sau nu? Este 1. 0-1. Poate ar fi bine să ascultați ce am citit așa pe scurt pentru portalul 0101. Ce e drăguț în, în această carte, 1 reprezintă pace. Am zis, unul dintre voi, sper că sunteți voi, vă vindecați, vă eliberați, renunțați la conflict. A fost dorința de control, am văzut și împăratul, dorința de control, un anume tip de viclenie, lipsa temperanței și celălalt tot a încercat să echilibreze situația, probabil mai mult decât era cazul. Dar faptul că este unul este o posibilitate de a, o ocazie, o oportunitate de a manifesta ceva nou. Asta depinde de voi. Dacă vreți să vă împăcați, bine, dacă nu, tot bine. Pentru că 6 de cupe înseamnă și împăcare. Da, sufletul. 28. 28 iar 1. Da? Vă transforma sufletul. Și asta, repet, include iertare. Poate că și ei se transformă, dar transformarea asta iar implică multe etape. Poate tocmai pentru că se transformă, vor să-și ceară scuze, vor să revină la voi într-o formă, să transmită ceva. Da, transformare, înțelepciune, transformarea sufletului. Ați învățat, 22, ce drăguț, ați învățat. Să vă ascultați intuiția. A mai fost o persoană, a mai fost o situație între voi și această, eu știu, acest personaj. Și ataie-te. Ați învățat, da? Repet, ați învățat. Treceți prin portal 22, 22, 11 și vă căpătați independența noi. Asta e cel mai important. Hai să vedem. Iată, mi-am făcut un tic verbal. Hai să vedem, mai sunt câteva ticuri verbale pe care le-am observat, dar pe care le-am doar când fac etalări, nu când vorbesc normal. 10 de bute, da. Multe responsabilități în viața voastră, în viața, eu știu, celelalte persoane, dar totuși vorbim despre voi. Dacă va apăsa situația aceasta despre care am tot vorbit, eu zic că ați renunțat, pentru că 10 e renunțare. E încheiere de ciclu. 10 și apoi 1. Da. Ia uite. Intuiția v-a spus că trebuie să vă păstrați dragostea și să manifestați în adevăr valoarea voastră. Dacă cineva nu are timp de voi, nu petrece suficient timp, nu oferă suficiente resurse, înseamnă că au alte lucruri de rezolvat. Voi trebuie să vă cunoașteți valoarea. Hai să vedem. O dată. De două ori. De trei ori. Regina de spade. Am văzut și asul de spade. Poate unii trebuia să avut de-a face cu un semn de aer. Ia uite, foarte dur. Da. Regina de spade. Balanță berbec. Axa. Balanță berbec. Probabil o întâlnire la locul de muncă. Probabil. Dar... dacă cineva a încercat să vă controleze, eu cred că voi ați renunțat. Regina de spade poate să fie tăioasă dacă e nevoie și poate să-și păstreze și sufletul deschis, că am văzut regina de cupe. Asta pentru că apare steaua totuși. Vindecare, speranță, încredere în altceva mai bun, într-o altă formă. Ia să vedem în trecut. 3 de cupe, asul de monede. Și doi de cupe. În trecut v-ați întâlnit cu sufletul pereche. Probabil că da, acesta vrea să revină. Sau poate cineva vrea să revină, dar n-are legătură cu acest suflet pereche. Vedeți și voi. Dar.
V-ați întâlnit cu sufletul pereche și ați avut ocazia să manifestați o nouă relație, asul de monede. O, poate, dacă nu-i sufletul pereche într-o situație amoroasă, poate să fie la locul de muncă, o colaborare. Este trecut, dar arată foarte bine trecutul acesta. Nu știu când s-a manifestat. Dar hai să clarificăm. Clarificăm 3 de cupe pentru numărul 1. Judecata și valetul de spade. Da, exact ce am văzut mai devreme. O situație care va apăsa. Va apăsa o situație acasă care va apăsa multe responsabilități și între casă și locul de muncă. Ia uite, de monede. Între casă și locul de muncă. Prea multe responsabilități pentru unii dintre voi. Imediat, asul de monede. Asul de monede. Te rog frumos, pentru numărul 1. Asul de monede. Ioc, a venit ceva, cred că invers. Ah, soarele invers, vedeți? Am senzația că această oportunitate n-a putut fi realizată. A venit soarele invers. Soarele înseamnă realizare, trezire. Probabil că unul și-a dorit, celălalt nu. Nu era pregătit. Temperanța. Nu era pregătit. Trebuia să aleagă, ia uitați, între stres și această colaborare, această șansă de a fi deschis, de a fi vulnerabil. Clarificăm și de trecute. Ia uite. Vedeți cum s-au deschis? A fost clarificat de 3 de băte, de o distanță. Probabil că distanța și aici înseamnă și steaua înseamnă și distanță. 3 de băte confirmă distanța dintre voi. Dacă a fost distanța dintre voi în acest motiv, poate și un copil, poate și un copil, să fie motivele care nu au permis acest as de monede să se, realizeze, să se materializeze. Da, interesant. Ia uite, diavolul. Personajul despre care zic a căpătat o oarecare obsesie, că ați văzut release mai devreme, jaguarul, obsesie sexuală, pe care a reținut-o față de voi, doamnelor, eventual dacă vorbesc pentru doamne. V-au văzut independente, v-au văzut crescând, vă văd crescând și spiritual și financiar și sunteți din ce în ce mai frumoase. A fost o șansă, e chestiune de trecut. Pentru unii posibil să mai fi fost o mamă sau mama copiilor între voi, dar care a dus blocaje, o șansă care nu s-a manifestat din cauza conflictelor, dorințe de control, ia uite, unor programări mentale. Cărțile arătau frumos. Posibil voi tot ați încercat să renaște, să vă împăcați în această situație. Dar am senzația că valetul de spade reprezintă felul lor de a comunica. Ei nu au comunicat suficient de deschis, suficient de matur. E totuși un valet, da? Și greu de realizat un as de monede atât de potent dacă rămâi în statul de valet. Am văzut împăratul, dar vedeți voi, împăratul se manifestă și el în fel și chip. Poate să fie împărat la locul de muncă, poate să fie împărat, eu știu, acasă, în familie, dar în relația cu voi sau eu știu ce fel de relație aici o fi fost, să nu fi fost chiar atât de profund în comunicare, ci mai degrabă doritor de control. Interesant, s-a oprit la îndrăgostiție. Poate ați avut... da.
Ce nu știați? Nu știați că va veni soare totuși, într-un mod neașteptat, după această ocazie pierdută, interesant, din cauza conflictului. Vedeți, asul de spade, am văzut mai devreme 5 de bâte, a fost o ocazie pierdută. Și separarea s-a produs brusc, turnul, după care urma să apară soarele într-o anumită formă. Rămâne de văzut dacă apar îndrăgostiții mai încolo. Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. În prezent, adică în ianuarie. Șase de spade. Asul de cupe. Deci apare o nouă dragoste. Poate să fie și dorința de împăcare, că am văzut șase de cupe și repet, a celui personaj care, din cauza distanței dintre voi, v-a pus într-o oarecare așteptare. Am văzut și șapte de monede și trei de bâte. Dar în prezent, că tot ați început anul și este normal, vreți să vă eliberați de tot ce a fost tulbure, tot ce au fost conflicte și imaturități, eu știu, emoționale, mentale, din partea voastră sau altora, vreți să vă eliberați de tot ce a fost dezechilibrat și să mergeți către soare, că șase de spade merge către soare. Pentru că în trecut n-a fost soare, n-a fost bucurie, n-a fost împlinire, oportunitatea a fost acolo și spuneți că vai că apar ași, dar apar ași la un moment dat, dar dacă voi nu faceți nimic sau nu voi sau celelalte persoane, asta este. Șansele sunt, dar depinde și de acțiunile noastre. Ceva n-a mers acolo și cred că și un copil a influențat. Am văzut și o mamă, în fine. În prezent, cel mai important este că vă vindecați de această, să zic, ocazie pierdută, nefericită. Dacă e soarele invers, este nefericită. Dar ce interesant, așa, 19 merge către 18, către lună. Cu alte cuvinte, această ocazie a fost oarecum secretă, a creat confuzii din cauza fricilor personajului care n-a știut să se implice suficient de bine în această situație. Și repet, v-a pus în așteptare, au fost drumuri. Momentele dintre voi au fost frumoase, dar nu-i suficient. În prezent am zis că vă vindecați asul de cupe. În prezent, prezentul variază, evident, poate să fie din decembrie, poate să fie din februarie, chiar dacă vorbim despre ianuarie. Totuși nu vă fixați așa pe un termen chiar atât de strict. Și patru de monede aș vrea să descriu mai degrabă la clarificări. Iar interesant. Eu cred ceva. Eu cred că pentru cei care ați ales numărul 1, ați fost, interesant, ați fost la un moment dat, anul trecut, între două personaje. Ați avut de ales. Cam toți am fost între două relații, cel puțin două relații, din care a trebuit să alegem. Am senzația că prima relație a fost cea destul de dezechilibrată, în care personajul a fost imatur în comunicare și apoi a apărut o altă relație care, repet, v-a pus în stand-by pentru că au fost niște chestiuni legate de distanță și această nouă șansă cu sufletul pereche nu s-a putut materializa. Între timp, în prezent, aș spune că vă detașați mental de relația în care ați... Cred că cu cineva cu marcaj în semn de aer, gemeni în balanță vărsător.
O relație care v-a transformat. Relația v-a transformat. Inițial a fost bucurie, dar au apărut alte chestiuni. Ei au rămas uitându-vă după voi, urmărindu-vă, și voi în această perioadă vă detașați acest personaj. Apoi simt că acesta ar fi o altă poveste la care încă țineți, pe care ați vrea să o vindecați și să... Da, pare vindecare de cineva cu marcaj în semnul balanței, care v-a adus mult consum energetic. Mult consum energetic. Aș vrea totuși să clarific mai repede. Hai, ia clarificăm. 6 de spade. În prezent 6 de spade. Vorbim despre chestiuni financiare, deși o să fac o etalare pentru aspectele astea, pentru subiectul ăsta. Dacă aveți niște cheltuieli, ați avut niște cheltuieli în ultima vreme cu sărbătorile, în prezent țineți de bani, pentru că ia ca vin și facturile, vine și fricul, țineți de bani. Dar nu e vorba doar de bani. Hai să mai vedem despre ce e vorba. Sunt niște conflicte aici. 5 de pute. 6 de spade. Ia uite, 6 și 5 de spade. Ia uite și conflictele. Și 10 de bâte. Măi, deci asta e. Voi conștientizați că personajul de aici, un personaj din viața voastră, nu știu ce, membru de familie, prieten, iubit, iubită, colaborator, e un personaj din cercul vostru de prieteni. Care v-a transformat. Apare judecata. Însă voi ați învățat să discerneți. Aici este judecata, înseamnă să discerni. Eu așa zic, eu că v-ați învățat o lecție aici cu acest personaj. Să vă ascultați intuiția, cum am spus mai devreme. Vedeți? Ia uitați, cred că e același personaj. Da, exact. Acum chiar asta simt. Ia uitați. Același personaj atunci a avut, în trecut a rămas cu o sabie, da, cu gândul la voi. În prezent are două săbii. Încă trei, ba trei. Încă nu știe ce să aleagă. Ar vrea, dar încă nu știe. Interesant că a treia poate să aducă trei de spade. Tocmai faptul că încă nu știe ce să aleagă este... Oricând posibil să vă rănească iar, prin conflictele mentale pe care le are în interiorul său. Vedeți, aceeași poziție, tot cu spada pe umăr, una, apoi două, și cu privirea în spate. Așa simt. Același personaj, semn de aer pentru unii dintre voi. Dacă vine să se împace și voi ați plecat într-o altă direcție și plecând într-o altă direcție, v-ați întâlnit cu altcineva, exact povestea de aici, așa simt. V-ați întâlnit cu altcineva, șansa voastră. Oricum, conștientizați, am zis, învățați să discerneți, nu mai vreți conflicte, nu mai vreți jocuri mentale, vreți altfel de relații, de orice natură ar fi și în familie. Și părinți, și frați, și surori, și colaboratori, și iubiți, da? Nu mai vreți. 5 de spade, da? 6 de spade, lasă în urmă 5 de spade, exact. Am vrut să zic de 3 de cupe că a fost un triunghi amoros, dar ceva m-a făcut să mă rețin. Poate n-au fi fost valabil pentru toată lumea, dar ceva a fost. Poate personajul a fost imator, îi plăcea să petreacă, nu știu, ceva. Și repet, împăratul acela poate să fie în control la locul de muncă, dar în viața de zi cu zi să fie jalnic. Din punct de vedere al implicării emoționale și mentale. În fine, hai, asul de cupe, clarificăm. Asul de cupe. E frumos că vine o nouă cupă. Ioi! Unde-i picat? Nici la voi ca în sari. Ia uite, 10 de bâte. Care a tot apărut. Mai dacă au fost responsabilități, dacă v-au consumat faptul că a trebuit să alegeți între o situație și altă situație, între prieteni și... interesant, între prieteni și un suflet pereche, iar...
Vă eliberați, discerneți cu regele de spade, discerneți, apropo de judecată. Zece înseamnă încheierea unui ciclu. Știți bine. Ia, au fost minciuni, măi. Cineva a arătat cât regretă, da? Că n-a știut să aleagă, că n-a știut să se exprime emoțional. Dar, hai să mai vedem. Încă, patru de monede. Clarificăm patru de monede pentru prezent. Wow. Interesant. Șase de spade, spade iar. Spade, spade, spade. Acum, referitor la acest suflet pereche, la care unii dintre voi încă mai țineți, sau ei țin la voi, patru de monede, în această perioadă va fi o comunicare foarte intensă între voi doi și sinceră. Interesant, începe cu șase de spade și terminăm tot cu șase de spade. Călătorie. E Mercur, retrograd, călătorii, reîntoarcere, am început cu șase de cupe. S-ar putea să fie două persoane care vor să vină să comunice cu voi. Însă la acesta, da, e atracție fizică între voi, este comunicare telepatică, este o fericire aproape de neînțeles. Dar sunt și opțiuni, mai ales dacă e la distanță personajul, sunt și opțiuni, sunt și confuzii care trebuie clarificate. Altfel, această dragoste vă consumă energetic și nu cred că asta vreți, pentru că ați învățat deja, repet, să discerneți între imaturități, jocuri mentale și nu mai vreți să repetați chestia asta. Dar ce interesant este că totuși dacă aici ați avut un valet de spade în situația a doua, așa mi se pare mie că este a doua, aveți totuși un cavaler versus regină. Nu contează vârsta, nu contează poziția socială, financiară în situația aceasta a doua. Comunicați un pic mai bine. Dar e foarte interesant această întâlnire, vedeți? El vine, va vârtej de la drum, și acesta că e de la drum, la distanță, 3 de vârte, de la drum, să explice ceva, să spună, să facă o declarație. Ok, vine, vine, hai să vedem ce ești în stare să explici. Cum mă poți convinge că... De ce nu s-a putut materializa astfel de monede? De ce ce ai făcut la distanță? Chestiuni de ale voastre. Dar o comunicare sigur va fi. Că ține la voi, eventual. Că mai e o relație karmică, eventual, care probabil că încă mai încurcă. Și încă e nerezolvată. Numărul 1, odată, ia uite, 6 de monede, iar Libra, balanța, 3 persoane,
De-aia a apărut temperanța de atâtea ori. Trebuie să vă vindecați, să vă echilibrați, pentru că oamenii vă caută. Că e un singur personaj, că sunt două situații, voi știți, eu văd două. Poate să fie una pentru unii dintre voi. Dar e destul de conflictuală, mental în primul rând. Prea multe cuvinte spuse din ego, dintr-o minte neantrenată, neconectată la suflet. Nu a voastră, a lor eventual. O dată, două ori, trei ori. Ia uite, cavalerul de spade, iar discuții neașteptate. Patru de cupe. Cu prima situație, dacă este o situație și aceasta a doua, la prima deja ați renunțat. V-a întristat, ați pierdut ocazia, o să vedem la clarificare, dar pare că deja sunteți selectiv. Ați învățat o lecție cu acest personaj. Regina de cupe, interesant. Și zero. A doua situație, eu așa simt că sunt două situații. Dacă vreți să le uniți, voi știți ce în viața voastră. Patru de cupe, regina de cupe și zero. Senzația că cu acest suflet pereche o veți lua de la zero. Așa simt. Cu acest suflet pereche, chiar dacă au fost amânări, așteptări, țieți într-un fel unul la altul. Ia uitați, asul de cupe și regina de cupe, doi de cupe. Vă consumă, dar vă și hrănește. Interesant că apă și foc, exact cele două elemente din temperanță. E și foarte multă pasiune, sunt și foarte multe emoții. Ia uite, 0 și 1 urmează să manifestați. Să pun așa cărțile. 0 și 1. Să manifestați ceva de la... Ia. Dar ce manifestați? Aveți grijă că cineva vine din trecutul vostru, am zis mai devreme, încă nepregătit. Nu știu dacă e una și aceeași situație. Vine nepregătit. Și vă va produce iar dezamăgiri. Vreau să clarific și magicianul. A fost tăcere între voi și acest personaj. Și probabil că o să mai fie. Pentru că are foarte multe lucruri de rezolvat. La capătul setului de cărți, 5 de bătăi, iau-te și iar temperanța. Unul încearcă să se tempereze, celălalt e totuși în conflicte. Pentru că e multă atracție fizică între voi, dar mai sunt, e și distanță, mai sunt și gânduri și posibil pentru unii și chestiuni legale. Dar doamnelor, care sunteți pe creștere spirituală, împărăteasa și steaua, concentrați-vă pe ce aveți voi de făcut, pe adevărul vostru, discutați corect și alegeți, învățați. Învățați odată să alegeți. Nu înseamnă că iertarea implică să permiteți oameni nepregătiți în preajma voastră. Patru de cupe. Iar apare zodia gemenilor. Ia uite, patru de cupe, temperanță. Da. 4 și 14, da? Trebuie să vă echilibrați. Vă concentrați pe vindecare. E o ocazie pierdută, cel puțin în această situație, de care vă vindecați. Vă concentrați pe echilibru. Dacă a fost o pasiune între voi care v-a adus dezamăgire, vă concentrați pe echilibru vostru, pe independență, pe stabilitate financiară. Regina de cupe, clarificăm. Regina de cupe. Și vindecându-vă, vă păstrați sufletul deschis și asta este mare lucru. Este mare lucru.
Și așa mi se pare și normal. Regina de cupe. Cavalerul de cupe. 3 de spade și 4 de băte. Păstându-vă sufletul deschis, veți primi comunicare. Niște scuze. De la cel puțin o persoană care v-a dezamăgit. Și dorința lor de a se întâlni cu voi, de a avea momente frumoase, de a crea un anume tip de prietenie, de stabilitate. Pentru unii dintre voi poate să fie o dezamăgire acasă. Un membru al familiei, regina de cupe și cavalerul de cupe, persoane emoționale, dar și voi sunteți aici emoțional cu regina de cupe. Iar două suflete perechi. Două suflete pereche. Două suflete pereche, două suflete pereche. Care pot să creeze stabilitate dacă se iartă. Dar, repet, iertarea nu înseamnă acceptare. Trebuie să faceți mare... Aici e judecata aia din trecut. Și pe care încerc și o să vă aduc aminte. Nu înseamnă acceptare. Puneți, regina de spade, puneți bariere. Am văzut la 27 de bute. Stabiliți niște reguli. Stabiliți niște condiții. Nu există dragoste necondiționată cu manipulatori, îmi pare rău. Este necondiționată cu oameni care, într-adevăr, vă înțeleg. Nu cu manipulatori care vă rănesc. Asta înseamnă că vă place să suferiți. Clarificăm 0 pentru numărul 1. Personajul ăsta vrea să vină să vă cucerească. Pare că vrea să înceapă ceva nou. Pare că vrea să se transforme. Pare că vrea să se vindece de dezamăgirile pe care le produce. Vi le-a produs. Pare că vrea să aducă adevărul și să construiască relația. Chiar dacă e atracție fizică foarte mare. În acest context aș vedea cavalerul de băte ca dorința acestui om de a vă recuceri. Mai dăm o carte pentru magician. Și valetul de cupe. Mai, dacă acest personaj v-a părăsit, și voi ați părăsit sau ei v-au părăsit la un dat cândva, vor să comunice. De ce v-au părăsit? Pentru că au fost conflicte. Pentru că n-au avut suficienți bani și au trebuit să aștepte să-și creeze stabilitate financiară. Pentru că au trebuit să înțeleagă eremitul. Să înțeleagă ce se întâmplă cu ei. Aveți o zodia fecioară de două ori, cel puțin. Și iar vor fi niște scuze. Cineva își face cere scuze. Ia uite, interesant. Regina de cupe, trăsnetul, turnul și regele de monede. Regina de cupe aici. Sunteți voi mai încolo. Acum sunteți în asul de cupe. În acest proces de vindecare, de înțelegere, de o nouă etapă în dragostea voastră față de acest personaj. Dar în ce sens o nouă etapă? Repet, cu condiții. E regina de spade cu discernământ. Pasiune, dragoste, dar și discernământ. Pe trup, minte și suflet. Așa zice, trup, minte și suflet. Și minte. Păi fără minte ce facem? Am senzația, nu știu, veți trăi și veți vedea că ce s-a întâmplat, separările, tulburările care s-au întâmplat între voi trezesc un anume tip de bărbat la implicare, la asumare, la dorința de a se stabiliza. Posibil în această poveste, dacă e a doua poveste, acest personaj va vrea să se trezească. Dragostea voastră îi trezește. Va vrea să se trezească și să fie stabil în viața voastră. Dar mai au mult de lucrat, pentru că țin foarte mult la voi. Au foarte mult de lucrat. Asta văd.
Și să nu uităm că 16 apare turnul, da? Apar trăsnetele. În aceste de cărți înseamnă steaua vindecare. Și am văzut steaua și împărăteasa. Înțelegere, compasiune, vindecare, dar, repet, cu condiții, cu granițe personale. Posibil interesant, în comunicările pe care le veți avea cu acest suflet pereche, veți auzi despre niște probleme la ei acasă, 3 de băte de spade și 4 de băte poate să fie situații în casa lor, despre care voi nu știți, din acest motiv nu s-a putut manifesta asul de monede. Din acest motiv, probabil, va trebui să manifestați compasiune față de ei și să învățați, cu regina de spade, să învățați niște lucruri pe care probabil că nu le-a învățat acasă. Da. Ia uite, voi puteți. Regina de spade, steaua și împărăteasa. Voi puteți. Puneți granițe personale. Dar cu eleganță, cu blândețe, cu înțelepciune. Da? Că tot aveți aici înțelepciunea. Cu alte cuvinte, lăsați ușa întredeschisă. Ok, poți să intri. Dar intri când ai trecut testul, cu tare, cu tare, cu tare. Lumina te așteaptă. Portalul încă e deschis, nu larg. Asta simt. Mesaje de la îngeri. Wow! Fii doritor să exprim dragostea. Probabil că ei sau voi, nu știu, și aveți răbdare. Exact ce am povestit până acum, 17. Ia uite, au fost niște secrete. Onestitate, cinstea este esențială. Cineva a portat măști. Aveți răbdare? Să prindă curaj, să dea masca jos. Nu că... Nu, am senzația că în această poveste personajul care are de învățat alături de voi își dorește să dea masca jos, dar îi trebuie ceva timp. Îi trebuie ceva timp. Dacă voi vreți să aveți răbdare cu ei. Însă sunt doritor să exprime dragostea. Ce apare? Ia uite, luna, relaxați-vă. Luna nouă în rac, relaxați-vă. Și țineți-vă mintea clară, exact ce am zis, discernământ. În fine, mai vedem și la alte etalări. La alegere, repet, aș vrea să fac mai multe etalări la alegere, mi se pare mult mai, nu știu, din punctul meu de vedere, mai potrivite. Sper totuși că acestea vă vor fi de folos în continuare. Și mai mă țineți și pe mine la curent cu ceea ce se materializează în timp. I-am spus, nu musai în această lună, chiar dacă noi facem etalarea pentru ianuarie, poate se manifestă mai încolo, dar ceva se întâmplă. Fiți atenți la nuanțe, că poate într-o etalare de asta nu suntem sub... N-avem timp să nuanțăm toate situațiile prin care treceți. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne mai auzim la următoarele etalări. Cei care ați ales, parcă, acest set de cărți. Scuzați-mă dacă scârți scaunul. Acest de cărți cu acest jad. Știți ce simt? Că între voi a intervenit ceva. Ori o altă persoană, ori o situație. Vedem. Hai să vedem. Aici a venit ceva. Ai, uite, justiția. La capătul setului de cărți, justiția, regina de cupe. Valetul și regele de monede. Cineva vrea să vină la voi, corecți, și să vă ofere un dar,
să vă ofere un dar, pentru că, într-un fel sau altul, le-ați trezit. I-ați trezit. Prin emoțiile, prin dragostea voastră, i-ați trezit. Însă, există un bărbat cu bani care ar vrea să vină victorioși înspre voi, doamnelor, dacă sunteți doamne, dar care are de trecut niște chestiuni legale. Justiția și regina de spade, da, sunt aspecte legale. Exact ce am zis între voi. Între voi e o situație. Poate să fie cineva căsătorit care vrea să divorțeze. Poate să fie un contract cu justiția între voi doi. Contract. Oamenii mai au și contracte de parte de casă sau aproape de casă. Jobul să implice anumite chestiuni, condiții. Ia, curățăm cărțile. Situația generală pentru numărul 2. Acum, dacă eu vorbesc doamnelor, că sunt mai multe doamne, vedeți și voi, inversați pozițiile, că nu e niciun baie, da? Dacă sunteți domni și știți că vreți să veniți către o doamnă. Interesant, 5. Pomul, stejarul, frumos, îmi place foarte mult cartea asta, îmi place stejarul, de fapt. 5 mare preot în tarot și aici aveți 28, 2 și 8, 1. Un bărbat care vrea să manifeste, știți ce simt, autenticitate, calea sa. Calea sa dincolo de tradiții, dincolo de prefăcătorii, de oamenii de a înconjura de femei obsedate de bani, de dușmani, de oameni prefăcuți, de gând, săracul personaj. Nu știu, așa zic săracul pentru că... Asta sunt eu. Poate prea empatică. Curățăm cărțile. Situația. Nu. Situația. Vreau să zic energia. Energia voastră ar trebui să fie. Au autenticitate, exact ce am zis mai devreme. Voi fiți autentici, 17. 17 este numărul stelei în tarot, da? Fiți autentici și ei vor învăța de la voi. Nu vă fie frică să vă înfruntați demonii, nu v-a fost, bănuiesc, că nu vă fie frică nici acum, că demonii ăștia s-ar putea să aibă, bestiile astea, să aibă de învățat de la voi niște chestii. Autenticitate, ce frumos. Îmi place cartea, e fascinantă. 17. Vedeți voi, te poți speria într-adevăr de acest lup feroce. Dar dacă comunici într-un anume fel și îți ții toiagul, îți ții puterea, poți să-l îmbrânzești. Autenticitate. S-ar putea să e energia voastră. Voi trebuie să rămâneți autentici, ei se vor inspira. 7 și 1, 8. Îi veți ajuta să se transforme, da? Să fie și ei autentici, dincolo de falsitățile pe care le-au trăit, le-au în preajmă, dușmani, dorința de a avea bani, bijuterii, hăinuțe, materializări. Asta. Da, vedeți ce frumos, interesant. Am zis, energia voastră îi transformă. Pe oamenii cu care aveți de a face în general, dar pe acest personaj. Poate să fie și invers. Poate sunteți bărbați și simțiți că o energie feminină e autentică, e surprinzător de sinceră. Și în preajma acestei energii feminine sunteți altfel. Da, cu alții trebuie să fiți dușman, cu dușmani trebuie să fiți dușman, nu? Cu cei trebuie să fiți răi, dar în preajma acestei ființe, amabile, kindness. Noi spune și bestiile se transformă.
Este necunoscută, este ciudată, 12, casa 12 a necunoscutului. Este ciudată energia asta, cum se poate ca în preajma acestei ființe, autentice, evident, lumea să fie altfel, efectiv, lumea e altfel. În jur apocalipsă, în preajma ei, geneză. Hai să vedem o dată. De două ori, numărul 2. De trei ori. Vorbim despre un bărbat, da? Și o femeie care are puterea de a transforma, de a comunica, de a crește. 2 și 1, 3. De a manifesta abundență în jurul ei, în pofida situațiilor, tulburi prin care trece și ea și trec și alții. Cu alte cuvinte, în jurul este poezie. Dar nu că este o iluzie, chiar este realitate. Realitatea e altfel în jurul acestei personaj. Faetonul, asul de spade, un drum. Un drum care necesită sau care va aduce un anume tip de împăcare, o comunicare. Comunicare în adevăr. Întâlnirea cu două suflete perechi. Schimbare de energie. Odată. Cinci de bâte sunt conflicte, concurență, ambiții, gelozii. Odată. De două ori. Turnul de trei ori, energia acestui an. Sunteți nebuni? Nu sunteți nebuni, dar ce aici? Doi de cupe. O situație neașteptată, am zis o situație chiar de la început, o situație neașteptată v-a separat. Voi sunteți conectați, bărbatul acesta este conectat la această femeie, da? Care are puterea de a transforma ființele, spațiul, dimensiunile, de a trece dintr-o dimensiune în alta, în fine. O separare s-a produs între voi, dar ce urmează? Totuși nu a început și dragostea. Asul de cupe. Vindecare, dragoste. Ianuarie pentru numărul 2. Lumea. O situație la distanță pentru unii. Un capitol încheiat, că tot a fost separare, dar lumea și 0. 0101 a fost deja. Se manifestă. În trecut, împăratul. 6 de spade. Și asul de spade. Dacă sunteți bărbați, ați vrut controlul într-o anumită formă, să nu arătați tot ce simțiți. Probabil că asta ați văzut la părinții voștri, în mod special la tată, sau la o altă figură, poate la fratele mai mare, la altă figură masculină, nu știu. Un profesor, un bunic, 4. Dar totuși în trecut, probabil s-a produs ceva, o întâlnire între voi și acest suflet pereche de care v-ați separat, că am văzut turnul și doi de cupe invers, v-ați separat. Întâlnirea aceea v-a determinat, bărbați, femei, ce sunteți, să lăsați în urmă oamenii care au încercat să vă controleze, eventual dorința de control, de a fi poate prea sobri. Hai să zicem și mai simplu. Dorința de a fi sobru, respectabil, și de a merge înspre soare, înspre un nou început, în sinceritate, în temei, în eliberare de karmă. La capătul setului de cărți, Cavalerul de Spade, a fost o întâlnire neașteptată, o comunicare neașteptată între doi oameni. Destul de realiști amândoi, însă unul poate fixat prea mult pe aspectele materiale, celălalt pe aspectele intelectuale, aș spune. Hai să clarificăm. Curățăm cărțile. Împăratul 6 de spade și 6 de spade. Unii dintre voi ați lăsat... Împăratul poate să fie și o femeie doritoare de control. Da? Scuzați-mi scaunul care scârție. A bitch witch. Nu știu cât e de witch, dar bitch era. Era. O femeie doritoare de control. Acasă, 4. Dacă știți că aveți asemenea situații, ați dori să-i lăsați în urmă și să mergeți către un nou început, într-o anumită formă.
în primul rând, sinceră. Și să vă eliberați de karmă. Și în timp ce vorbesc, apare lumea, iar și astfel, să manifestați o nouă relație. Să puneți capăt, eu știu, dorinței de control a cuiva. Împăratul, te rog frumos, clarificăm împăratul. Wow! At, nebunul, cineva care nu vrea să riște. Și nouă de băte. Mai dăm o carte pe nouă de băte invers. Iar apare turnul la voi. Turnul care aduce dorința de vindecare a unui personaj cu tendințe toxice. Dacă știți că ați fost toxici, ce un eveniment neașteptat, comunicarea, întâlnirea cu un suflet pereche v-a ajutat să luați această decizie, să vă eliberați. Dar mai vreau 9 de bute inverse. Mai dăm o carte pe 9 de bute inverse. Regele și regina de cupe, wow! Nouă de bâte înseamnă, printre multe altele, un blocaj. Dorința de a pune un anume tip de granițe personale. Din cauza că ați fost răniți, pentru că v-au rănit, eu știu, ați trecut prin multe situații neplăcute. Dar ce simt? Am senzația că nouă merge către 8 de bute. Comunicarea, am zis, o comunicare neașteptată, plină de pasiune și adevăr cu cineva, să vă fi făcut vulnerabil, să vă fi făcut să descoperiți că aveți o latură sensibilă în preajma cuiva, regele și regina de cupe, un suflet pereche, am văzut. O energie feminină aceasta, regina de cupe și kindness, da? Care prin felul ei de a fi, am zis, îmblânzește și fiarele. E autentică, nu e micinoasă, nu e prefăcută. Nu. Pur și simplu are un suflet mare. Și chiar dacă erați, dacă sunteți bărbați, doritori de control și mai autoritari, în preajma acestui personaj, ați început să simțiți dragostea. Acum vedeți, deocamdată nu știu de ce la numărul 2 vorbesc de ca și când aș vorbi unui bărbat. La numărul 1 vorbeam de ca și când vorbeam unei femei. Vedem. Vedeți și voi. 6 de spade. Clarificăm 6 de spade. Wow. Regele de monede. Am senzația că ați descoperit dragostea și vreți să vă implicați în echilibrul vostru, în temperanță, în vindecarea voastră, vindecarea de niște probleme de acasă, interesant, apare împăratul și împărăteasa. Dacă ați avut probleme acasă cu părinții sau eu știu cu cine, ați avut voi casă, vreți să vindecați acele aspecte, însă, ce mai văd? Mai văd dorința de aventură a cuiva, de a nu se implica emoțional până la un punct, până la această întâlnire. După această întâlnire, totul a început să se transforme.
Și acum, cine n-a dorit să se implice emoțional, cine n-a dorit să riște, cine n-a dorit să... a dorit să fie în control, descoperă o variantă sa vulnerabilă și totuși masculină, care îi face să... să-și dorească să fie alături de această femeie. Foarte amabilă. Împărăteasa sa, împăratul și împărăteasa sa. Ar vrea să o cucerească? Ar vrea să aibă casă cu ea? Dar pentru asta trebuie să se implice foarte mult. Ia, asul de bute. De spade. Ia, de ce fiți zbute? Probabil că a fost o atracție foarte mare între voi. Comunicare, comunicare, comunicare. Ce pot să... Deci în trecut a fost comunicare, clar. Și știi ce mai simt? Am senzația că acest personaj masculin în mod special era foarte interesant de aspectele materiale. Și acum, în relație cu acest suflet pereche, descoperă latura sa emoțională și vrea să fie împreună. Însă, asul de spade, valetul de spade, cavalerul de spade. O comunicare neașteptată. Dar vedeți voi, foarte interesant, comunicare neașteptată, care vine cu un adevăr pe care cineva nu vrea să-l primească. Vedeți? Cineva vorbește, celălalt parcă n-ar vrea să audă. E un adevăr care poate să dezlege de karmă. Poate să vindece, dar până una alta, știți ce simt? 1, 2, 3, s-a manifestat dezamăgirea, 3 de spade. 3 de spade aici. Deși intențiile unuia au fost corecte, sincere, dar celălalt se tot o gândea la control, la bani, la... Interesant, la muncă, cum să facă bani. Și a blocat această șansă, să zic, de a colabora, de a se echilibra alături de sufletul său pereche. A preferat mai degrabă să vadă pasiunea, dar după pasiunea a simțit emoții foarte multe, foarte multe. Interesantă povestea, în fine. Hai să vedem. În continuare, o dată, în prezent. În prezent, da. Trebuie să alegeți regina de monede. În primul rând, și în primul rând, cineva vrea să vă facă o ofertă. Dacă sunteți doamne aici, acest personaj ar vrea să vă facă o ofertă, un dar. Încă nu știe cum să vă abordeze, pentru că voi vă respectați, chiar dacă sunteți sensibile, chiar dacă aveți putere, aveți, ia uite, asul de monede era apare, da. În prezent se vrea materializarea unei relații, a unei colaborări. O dată. De două ori. De trei ori. Iar comunicare. Wow! Diavolul, ha, 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 15, 4 de monede, fac, și Marea Preoteasă, what the shit. Mai, o energie masculină aici, foarte masculină, apare un rege de spade. Un personaj care nu arată emoții, dar care descoperă imense emoții, un ocean de emoții descoperă în această întâlnire. Din acest motiv este provocarea schimbare cu 5. Să fii autentic, să treacă dincolo, ia uite, 2 și 8, să manifeste 1, autenticitate. Dincolo de dorința de a avea bani, de personajele care au fost în preajmă. Poate personajul are bani și a avut numai femei care au vrut, eu știu, avantaje materiale, da? De oameni prefăcuți, de oameni obsedați, obsesivi, dușmănuși. Uf, asta a trebuit să lase în spate acest personaj. Să-și înfrunte demonii și să se transforme. 7 și cu 1 înseamnă 8.
Lupul este un ghid spiritual. Să știți, lupul e un ghid spiritual. Cu alte cuvinte, poate să-și transforme latura sa instinctuală, animalică, într-o variantă mult mai înaltă, că 5 este mare preot. Dar hai să vedem la ce ține acest personaj, pentru că acest personaj, bine, ține foarte mult la bani, în general, probabil că toată viața o să țină la bani, dar să vedem dacă reușește să... să facă vreo schimbare în viața sa. Ia uite turnul, moartea, adică transformarea, nu vă speriați. Și 8 de bâte, am zis, 9 merge către 8. E o comunicare foarte frumoasă care a fost între voi, care v-am... Magicianul 6 de cupe și puterea. Care va chema la manifestarea unei altfel de puteri. Una e să fii în putere, să fii transformat, să fii autentic, dincolo de ego, și alta e să fii în control. Wow, turnul. Deci are legătură cu separarea pe care am văzut-o mai devreme, turnul și 2 de cupe. Hai, clarificăm diavolul. Diavolul e obsedant, este iar dorința de control, sunt emoții intense, intoxicante, pasiune, nebunie, craziness. O să mai am o serie de cărți, aduc am dată pentru acest diavol. Acest diavol trebuie să... A fost clarificat de aceste cărți. Iar 6 de spade. Păi și la voi a apărut 6 de spade și la numărul 1 a apărut 6 de spade. Acum a constat. Eliberarea mentală. De o situație ambiguă, aș spune, cu 2, marea preoteasă, incapacitatea de a alege. Da, dorința de a fi în control, ăsta e împărățelul pentru mine, de a fi în control. Pe de altă parte, și regina de monede o văd acum destul de respectabilă și generoasă, și dorința de a fi generos și protector. Ori, iar o relație karmică la distanță, și o relație cu regele și regina de monede. Cu un personaj, am văzut regele și regina de cupe, cu un personaj cu care există conexiune și emoțională, dar cu care se poate crea, dar într-un alt sistem, într-o altă formă. Știți ce mai simt? Simt că acest personaj are o relație sau a avut o relație până acum și din cauza aceasta este chemat la schimbare, la transformare, schimbare, transformare, manifestare. Sunteți voi, sunteți personajul cu care aveți de-a face, nu știu. Aici energie masculină toată ziua. Ia uite asul de cupe. Ia uite. 10 la capătul setului de cărți. Ia uite. Dacă nu este comunicată dragostea, simțiți durerea, dezamăgirea, și acest personaj trebuie să aleagă. Iar 2 de bâte, am văzut mai devreme, 2 de monede. Trebuie să aleagă între relația karmică, care poate să fie ori o căsătorie, ori o situație acasă. Regina de monede poate să fie mama sau mama copiilor sau mama lor. Da? Chestiuni legate de bani, de genealogie, de eu știu ce mai fi. Da? Și această comunicare emoțională care ar trebui să fie făcută sincer. Dar am zis, cineva în trecut a vorbit sincer, celălalt n-a vrut să asculte, că s-a uitat în trecut la bani, la, eu știu, ce a învățat la tata, la mama, la, eu știu, soția, soțului. Foarte concentrați pe bani, nu uităm. Ia uitați, femeia cum se uită la, a, dragul meu, a dus un nou inel, bine te iert că n-ai fost acasă o săptămână. Glumesc și eu. Nu știu cât de bine reușesc.
patru de monede. Clarificăm patru de monede. Ia uite, regina de monede. Cineva ascunde. Am senzația că acest personaj ascunde că este într-un anume tip de doliu emoțional. Pentru că s-a produs, repet, turnul și doi de cupe invers, separarea de sufletul pereche. Nu vrea să arate că e dor. Sau cel puțin până acum nu a arătat. A încercat să pară dur. Dar undeva în sinea sa ține la această femeie și ar dori să fie într-o relație, regele și regina de monede, dar rămâne de văzut și la nivel personal veți descoperi cât reușește să-și rezolve problemele de acasă, acasă însemnând, repet, și părinții, și frații, și rudele, și eventual vreo soție, vreun soț. Energia se poate schimba prin comunicare sinceră. Mai vedem. Marea preoteasă în prezent. Moartea invers. Mai dăm o carte pe moartea invers. Ia, tot a venit pe îndrăgostiții. Dar a venit pe orizontal. Pentru unii dintre voi, în această poveste, există un personaj care face bani din tarot, din astrologie, eventual. Dar mai sunt și niște chestiuni legale, secrete, legate de bani, de moșteniri, despre care va trebui să aflați momentul în care cea care nu a ales până acum va alege, pentru că au venit îndrăgostiții. Pe orizontal, încă este în proces de a lua o decizie foarte importantă. E în secret. Decizia aceasta transformă întreaga viață a cuiva, moartea invers. Dar aici etalare la numărul 2. Ia uite, eremitul și doi de cupe. Aici, axa pești-fecioară. În ce sens pești-fecioară? Poate că aveți și Venus, nu trebuie să fiți zodiile. Da, apare apă, pământ, apare. Acest personaj care a fost foarte concentrat pe material. Am zis că și-a descoperit o sursă, și-a descoperit iubirea vieții sale. Dar dacă mai era căsătorit sau dacă mai avea niște chestiuni acasă, financiare, trebuie să rezolvate, iar apare justiția, cu trei de spade. Da, trebuie să rezolvate niște chestiuni care țin de judecată, de tribunal, de acte. Pentru că îngreunează vindecarea și manifestarea acestei iubiri, aș spune, cu patru de bute. Posibil să aveți a face cu împăratul și împărăteasa, am văzut mai devreme, să aveți a face cu flacăra voastră geamănă. Dar una dintre flăcări este chemată să-și asculte intuiția, dar deocamdată e un blocaj aici. Blocajul ține de, ia uite, dorința de a... Sau, va trebui să asculte intuiția. N-a vrut să asculte adevărul când s-a comunicat ceva. Foarte important. N-a vrut să asculte adevărul. Și acum este chemat să se...
Să înțeleagă eventual ce se întâmplă între voi, să înțeleagă pe cum propriu. Eremitul e singur. Să treacă prin noaptea întunecată a sufletului. Iau-te, să-și înfrunte demonii, fricile, obsesiile, dorința de control. Ce face? Să înțeleagă dragostea. Că doi oameni pot să fie sinceri. Da, poți să aibă bani și poți să aibă și bani, dar important e ca baza, că aici e turnul despre care o să vorbesc foarte... Ia uite, și moartea. Aici iar apare moartea, vedeți cărțile? Ia, aici tot moartea. Transformarea. Asta. Posibil unul dintre acest personaj care încă este foarte greu să aleagă, are de renunțat la o altă relație pentru acest suflet pereche. Am mai zis-o, cred că e sub o altă formă. Hai, uitor, o dată. Nu știu ce sunteți, dacă vorbesc cu bărbați. Soarele! Veți avea parte, ia uite și asul de monede, veți avea parte de o nouă etapă în această poveste. Nu știu, o etapă strălucitoare, să zic, de trezire în primul rând, dacă umblați prin întuneric și căutați răspunsuri. Sau dacă ei umblă, depinde unde sunteți, cine sunteți voi. Va fi o trezire. Ia, o dată, de două ori, de trei ori. Nu mă lasă să tai. Da, e obsesia pentru bani. Dar trebuie schimbată energia. Mai de ce s-ar cărți? Iar transformare. Mai nu se poate, nu se poate, nu se poate. De două ori. De trei ori. Și nu mai sări ca să tai și eu. Te sunt confuzii, sunt opțiuni. Dacă e un bărbat cu bani, probabil mai sunt alte doamne, domnișoare prin preajmă. Uite, șapte de monede. Doi de monede. Doi de spade. Nu arată prea grozav. Da. Scuzați-mi scaunul care scârție. Dar se va lua o decizie. Să se meargă către fericire. Nu știu dacă... Da. Ia uite. Să-și cucerească regina, acest personaj. Pentru că știe că sunt puternici împreună cei doi. Și pot să manifeste acest început despre care am zis mai devreme, asul de monede. Deocamdată, cine e aici? Intoxicare emoțională. Obsesie emoțională. Și sexuală și emoțională. Poate să fie și dorința de împăcare, obsedantă. Dar atât timp cât mai ține la acel trecut material, la acele personaje obsedate de bani, materialiste, nu știu cât poate să manifeste transformarea, pentru că au apărut cărțile invers, pe orizontal, da? Și în viitor apar cărți de doi. Chestiuni care țin de decizii. Și un anume tip de așteptare. În ce să investesc? Să investesc în continuare în vechea relație, în vechile personaje sau în această nouă dragoste? Dacă vreau să investesc în această nouă dragoste pe care am descoperit că am suflet, domnilor și doamnelor. A descoperit persoana, eu știam oricum. A descoperit care suflet. Vai, dar ce-mi palpită sufletelul. Numai că mă gândesc la el, la ea. Ia, caete. Ne bucurăm că ați descoperit dragostea sau au descoperit. Ne bucurăm pentru ei, felicitări. Dar încă au de așteptat. Ia uite. E dorința de împăcare. Va fi. Da, dorința de împăcare. De construcție. De reconstrucție după acest turn. Și turnul a fost pentru că cineva era obsedat. Interesant, dacă nu era obsesie pentru bani, era... Ia uite, măi, nene... Un anume tip de închisoare mentală. Poate să fie și fizică, dar să sperăm că nu aveți de-a face cu asemenea personaje. Eu un anume... Sunt zăbrele, da? Colivie.
o colivie, să trăiești într-o colivie pentru un contract financiar. Cu alte cuvinte, să stai lângă niște oameni care îți aduc, nu știu, îți aduc niște beneficii financiare. Uf, ce... Ah, săraci. Săraci oameni. Dar au nevoie de trezire acești oameni. Doamne, nu știu cum ar putea. Puf! Puf! Nu știu cum ar putea. Cum? Dar uite că sunt mulți oameni care trăiesc așa, măi, dragii mei. Și acest personaj nu știe. Nu știe încă ce să facă, ce să facă, ce să facă. Dar vedem. Ia, clarificăm 7 de monede. Totuși, în ce se hotărăște să investească? Este sub asul de cupe, sub acest împărat care descopere dragoste. Dragoste, domnule, dragoste. Mare. Șapte de monede, te rog frumos. Ioi, ioi. Șase de cupe. Aha, interesant. Șase de cupe. Ia mai dăm o carte. Măi, deci în viitor se va manifesta asul de bâte, 10 de monede, lumea, aftă, ia uite așa aici. Chestia de asta am mai văzut la Zodia Fecioarei în ultimile luni. Asul de spade, asul de monede, asul de bâte, avem asul de cupe, 10 de monede, lumea. Ce înseamnă? Noi începuturi. Noi începuturi care au potențial de succes la un moment dat. Însă, trebuie să așteptați. Și vreau să înțeleg exact 6 de cupe invers. 6 de cupe, da. Ia uite ce aici. Wow. Exact. Atmosfera de aici. Diavolul și asul de cupe într-o altă formă. Regele și regina de cupe într-o altă formă, da? Emoții, fericire. Da? Ideea este că aceste emoții trebuie să fie exprimate. Și cine trebuie să exprime acest personaj? Cavalerul este energia cu care trebuie să vină. Cu alte cuvinte. Interesant, 6 de cupe merge înspre 5 de cupe, pe care l-am văzut parcă mai devreme, 7 și 5, dacă nu mă înșel. Acest personaj trebuie să exprime că dor i-a fost, că i-a fost dor, măi. Că simte emoții, că i-a fost dor în această așteptare și așteptarea ține foarte mult de transformarea celui care a dorit controlul. Nu știu ce sunteți bărbați femei, dar apare aici un bărbat și apare o femeie. Că vorbim totuși de relații. Și relații între două suflete perechi, chiar flăcări gemene, probabil. Din care una flacără bucată, încă nu știe că e flacără, domnule, știe doar că este bani, bănuți, aur. Nu, ești flacără. Flacăra din tine poate să transforme plumbul în aur, pentru cine știe alchimie. Da. Personajul ăsta nu știe alchimie încă. Încă. Ia uite. Steaua. E o situație... Da. Faetonul merge către stea. 9 și cu 1, 10. Trebuie să renunțe la egoism și să împărtășească din emoțiile pe care le simte. Eventual să-și ceară scuze, să exprime ce simte. Mama, măsii. Și în momentul în care va veni, toate lucrurile se vor vindeca. Iar apare 17 steaua, da? Vindecare. Destin, ăsta este destinul vostru. Doi de monede. Faetonul merge către stea. Cu alte cuvinte. Va trebui acest personaj să facă un drum, să explice. Ah, nu mă ajută deloc, luna. Este frică. Iar.
de aspecte care țin de tribunal, de contracte, de bani. Dar muftică, doi de spade. Poate voi aveți ales între două personaje, iar poate este energia voastră, doi de spade, că vorbim totuși despre voi, nu neapărat despre ei. Poate voi trebuie să alegeți între un personaj aici, în control, flacăra voastră geamănă, și un suflet pereche, care încă tot nu se înțelege, sufletul pereche, aici. Dar foarte interesant, foarte interesant, și materializarea cu sufletul pereche este îngreunată. Mai ce chestie? Să nu facă flacăra geamănă ceva pentru voi, că e nasol. Este îngreunată de flacăra geamănă pentru unii dintre voi. Care încă e netrează. Încă e întuneric. Un mesaj pentru unii dintre voi. Nu vreau să vă sperii sau să vă panicați. Doi de spade. Este și, și dorința voastră de a alege. Între două personaje, iau dată. Extraordinar. Al doi nu mă ajută cu nimic. Nu știu pe voi cât vă ajută. Dar va trebui să alegeți. Ce faceți? Ce faceți? Că aici e ideea. Stați să vă consumați cu poveștile astea sau mergeți într-o altă direcție, înspre, eu știu, stabilitate, înspre trei de băte, tot un anume tip de speranță. Vedeți oportunitățile în zare, colaborări, alte chestiuni decât să vă rămâneți, să vă lăsați blocați mental, energetic, în niciuna dintre povești până la urmă. În niciuna. Că până la urmă, că vă gândiți la unul, că vă gândiți la celălalt, că vă gândiți la... Eu știu, poate o singură poveste, poate sunt două. Dacă sunt ei, trebuie să renunțe la responsabilitățile din, eu știu, altă direcție și să comunice și ei. Ce complicată, nu și așa complicată. Luna, de ce o fi luna aici? Mai am și numărul 3 de făcut. E complicat, pentru că nu e ușor să te vindești, nu e ușor să fii autentic. Nu e ușor să fii autentic. Și eu o spun din experiență, mi-a fost foarte greu și încă descoper că dacă vreau să fiu autentică, lumea asta se uită, te judecă, te arată cu degetul. Luna. Ia uite, luna și stea. Ea într-un fel e bine. Vindecați confuziile, neînțelegerile referitor la două personaje, la două situații. Bă, să fie și energia voastră, da? Dar confuzii, vă vindecați de confuzii. Vă echilibrați prin credință, că tot am început cu 5 cu credința. Vă concentrați credință, avem steaua, credință, mare preot, credință, de bâte, speranță. Vă concentrați pe aspecte înalte ale vieții, să zic, ale voastre. Și până la urmă, lucrurile să se desfășoare conform planului divin. Dar sunt niște chestii. Mesaje de la Înger pentru numărul 2. Concluzia, în prezent aveți o dragoste obsedantă, iar nevoia de a vă concentra pe bani, pe stabilitate financiară, pe creșterea, abundența voastră, și intuiția eventual vă spune că un suflet pereche se analizează și descoperă, înțelege ce se întâmplă între voi doi și flacăra voastră geamănă încă trece prin transformări, dar are o grămadă. Asta vă spune intuiția, eventual, dacă o ascultați.
În viitor, vă veți vindeca de confuzii, de frici și veți primi mesaje de la, cel puțin, de la ambele persoane, dacă sunt două persoane, sau de la, ia uite, fi de ajutor, 4 și cu 5, cât înseamnă 9, da, fi de ajutor, cam asta face și aici. Doamna, personajul care e autentic, este de ajutor. Este o oglindă în fața sufletului pereche, în fața flăcării gemene, în fața tuturor și a străinilor. Personajul care e autentic este de ajutor tuturor, pentru că este el, ea însăși. Dar e greu să fie acolo. Și o romanță. Probabil o poveste romantică care se va manifesta. Știți ce mai simt? Dacă aveți de-a face cu cineva zodia racului, s-ar putea să începe să vă vindecați de acest personaj care a venit foarte greu spre voi, v-a pus în așteptare și da. Și să alegeți, să alegeți, vă veți alege sufletul pereche, dar veți, intuiția, eu acum citesc cărțile, intuiția vă spune care este sufletul pereche, care este flacăra geamănă, însă veți alege personajul care vă vede mai bine în acest moment, care vă vede mai bine. Și văzându-vă mai bine, învață, se transformă mai repede. Eu așa simt. Curățați în cazul. Sfat. Ia uite, străluciți! Asta e, străluciți steaua. Străluciți dincolo de confuzii, de situațiile ambigue în care sunteți puși, de suflete, perechi, de oameni, de străini, de flăcări, gemene, nu contează. Veți străluci. Și iar, fiți voi înșivă. Opoziția leu vărsător acum. Ia uite, aveți încredere în norocul vostru. Onorați-vă sentimentele și aveți încredere în viitor, în viitor, în univers. Încrederea este prezentă și printre tepute. Aveți încredere. Decât să stați să vă consumați, aici este decizia, repet, decizia voastră. Decizia voastră. Între timp, ei stau și se gândesc. Vă văd. Eremitul și doi de cupe. Și ei. Încearcă să înțeleagă. Nu par cărți de acțiune, dar cărți care exprimă înțelegerea unor situații. Cel puțin această etalare. Nu știu cât de ajutor v-a fost. Eu sper că v-a fost de ajutor, vă este de ajutor. Ideea este că despre bani o să vorbesc într-o altă etalare. Acum vreau să fac mai multe etalări la alegere. Și despre bani o să fac într-o altă etalare. Acestea apar despre suflete perechi. Și a, interesant ce mai simt aici pe axa de la mijloc. Unii dintre voi, dacă ați avut, aveți o mamă sau o energie feminină care e obsedată de bani, o să vă vindecați această energie, vă vindecați acea energie. Da, da. Uitați, da. Și am văzut regina de monede și cu ce era? Cu era cu ceva, regina de monede. Nu mai știu cu ce era. A, cu 4 de monede, da. O persoană care ține prea mult la bani. Posibil o energie feminină care ține prea mult. Dacă e mama voastră, mamă mică, asta e ea. Rămâi tu cu ce știi mai bine. Eu vreau să trăiesc viața, în sensul nu că să trăiesc viața, vreau să iubesc, să mă bucur de iubire, chestii de genul ăsta. Unii, pentru unii dintre voi.
Cam asta ar fi. Numărul 2. Am vorbit mult. Asta e. Hai să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, aceste cărți cu o piatră verde. Chestiuni care țin de bani și de vindecare. A apărut ceva aici? A apărut. Ia stai, că a apărut și la voi ceva. Interesant, da. 7 de monede. Lucrați în grădina voastră. Trebuie să alegeți între două idei, două situații. Dar lucrați. Poate cineva trebuie interesant 7 de monede. Aveți de ales între un semn de foc și un semn de pământ, în mod special fecioară și în mod special leu. În secret vă transformați. Eventual, în secret, un personaj se transformă, descoperă dragostea, descoperă ce înseamnă dragostea. Dacă sunteți pești, rac, scorpion, da. Sufletul vostru pereche se transformă, ia uite, vă vede fericirea vieții lor, soarele și luna. Acum câteva zile mă plimbam și am descoperit o străduță care mergea, exact, mergeam cu fața înspre lună și aveam în față, în spate soarele, eram pe axa soare-lună. Mi s-a părut interesantă chestia aceea și am vrut neapărat să merg pe străduță. Întoiul zile, da, vedeam luna și aveam în spate soarele. Apropo de luna și soare. Mi-a plăcut ideea că eram pe axa, o axa echilibrată, masculin și feminin. Cineva trebuie să ia o decizie. Probabil un bărbat trebuie să se hotărească dacă investește, în ce investește, cum să crească financiar. Și cum să iasă dintr-un turn, că, dragii mei, anul ăsta turnul pică, dacă, ia uite, 33, să iasă dintr-un turn, că altfel nu-i bine. Hai să vedem situația voastră, generală. Da, adică. Situația generală, numărul 3. Opșa. Situația generală. Poate are legătură un pic și cu numărul 2, că acolo a apărut 5. Avem 5 și 6. Poate aveți de-a face cu un personaj pe care l-ați cunoscut anul trecut și un personaj pe care l-ați cunoscut acum 2 ani de zile. Cel de anul trecut, posibil să crească, să se dezvolte situația, cel de acum 2 ani de zile încă e în ceață situația. Dau mai multe mesaje. Aveți niște oameni pe calea voastră, pe calea voastră către dragoste, 22-24. Aveți niște oameni care nu sunt destul de vicleni și vă urmăresc așa, cu intenții nu tocmai grozave. Da, parcă, da, în fine. Da. 5 și 6. 5 înseamnă schimbare, 6 înseamnă dragoste. Dar dacă dragostea trece prin niște situații neplăcute, vor fi rezolvate. Cu alte cuvinte, stejarul ăsta, dacă nu înfrunta multe furtuni, mulți nori, nu ajunge atât de mari și de puternici, de rezistent, da? Cu cât înfruntați mai multe furtuni în această dragoste, cu atât devine mai puternică. Frumos mesaj. Că mergeți 22, e calea voastră către dragoste, către 6, iar. Dacă e o distanță între voi și iubirea voastră, probabil că va fi străbătută. Însă iubirea aceasta vă așteaptă, cu sufletul deschis. Că sunteți voi, că cealaltă persoană, iar variază de la un om. Hai să vedem energia voastră. Wow. 8. Sunteți în transformare. Stabilitate. Începe să vedeți că stabilitatea nu ține de un singur loc, ci stabilitatea... Oh, ce frumos mesaj! Este în voi, măi! O purtați în voi stabilitatea. Cum e această broscuță sestoasă, da? În voi vă găsiți tot ce aveți nevoie. Și veți fi apt să treceți și prin energii negative, și prin nori, și prin soare, și prin tot.
Dar 8 înseamnă transformare. Este și transformarea voastră emoțională. Interesant. Wow, ce frumos, 20. Renașteți. Wow. Observați, interesant. Observați niște chestiuni la străbunii voștri. Arbole genealogic e prezent și el într-o anumită formă. Da, stejarul poate să fie arbole genealogic. Observați la străbunii voștri trăsăturile bune și rele și învățați să vă transformați. Să înțelegeți că nu familia fizică vă dă stabilitate, nu genealogia, sau mai bine zis, nu moștenirile, că e 8 casa 8-a banilor, da, ci calitățile genetice, harurile, darurile care vă sunt înmânate prin aceste moșteniri. 20. Renașteți într-o anumită formă și cineva vă vede. Interesant, cineva vă vede renăscând. Cineva vă vede frumoase, frumoși, dar voi nu vă vedeți frumoși. Interesant. Voi nu, probabil încă mai